Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Uzacă, bun venit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzacă. Mai întâi vă las o inimă frumoasă din căsuța mea în căsuța voastră ca să ajungă o inimă curată, dragoste, pace și multă liniște. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, cu mare drag vă aștept acolo, avem foarte multe tratamente culinare, tratamente bune, tratamente pentru sănătate, tratamente naturiste, foarte multe tratamente pentru boli care noi le avem. Eu vă aștept cu mult, mult drag. Pur și simplu apăsați pe clopoțel și vă vin toate videole care eu le postez. Dar, dragii mei, suntem pe timp de vară. Noi foarte mult, deci de la căldură, îți umflă picioarele și mâinile. Uite, eu astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant, o limonadă care este diuretică, care scoate apa din organism. Astfel de limonadă se face toată ziua, veți simți o ușurință la corp. Veți simți picioarele disumflate, pentru cine are picioarele umflate. Veți simți că scoate apa din organism, chiar și mâinile disumflate. Uitați-vă ce am eu aici. 2 castraveți, pătrunjel. Pătrunjelul este pentru ieșirea excesului de apă din organism, este pentru rinichi, ceaiul de pătrunjel mai este pentru pietrele la rinichi. Izma, minta rece, minta proaspătă, așa se numește, este formidabil pentru paraziți, pentru a scoate toată infecția din organism. Toată lumea cunoaște, deci, mărul. Noi știm că mărul are foarte mult fier, el este formidabil pentru așa probleme de sănătate. Himbir sau proaspăt sau uscat cum am eu, dar eu astăzi să spun, deci măcinat sau uscat. Știți că himbirul este formidabil pentru deparazitare, pentru toxini, pentru din imbir, dacă noi îl consumăm, deci noi dăm jos burtica. Usturoi, la fel, pentru parazit, nu știți că el este antibiotic natural. O lămâie, numai decât la un borcan de 3 litri, numai decât o lămâie. Și clar că minunata noastră plantă de mărar, care este diuretică. Mărarul este foarte bun, ceaiul de mărar sau apa de mărar. Noi întâi avem un borcan de 3 litri. Eu azi fac un borcan, fiindcă eu un borcan de asta, de 3 litri, eu îl beau toată ziua. Vei simți a doua zi cât și scoli cu fața disumflată, nu ești înflată la ochi sau nu ai probleme de sănătate. Așa, 2 castraveți, numai decât, în felul următor. Eu imediat pun, am să fac 2 limonăți. Așa, ia uitați, se vede foarte bine. În borcanel eu îmi pun castraveții mei, așa. Doi castraveți, un castravet, dacă el este mai măruț. Așa fac și în borcanelul meu, un ulciorușul meu, la fel. Așa. Mai adaug aici, putem spune și semințe de chia. Puteți spune și semințe de susan, fiindcă ele au omega. Sunt foarte bune. Pătrunjel. Izmă sau minte rece este foarte bun pentru paraziți, pentru persoanele care au paraziți în corp. Mărul, numai decât mărul, fiindcă el are fier, mai ales pentru persoanele care suferă cu lipsa de fier în organism. Dar și-i dă și un gust minunat. Toate dintre însele puteți să le bieți sau chiar puteți să le scoateți dacă nu este pe gustul dumneavoastră. Dar așa limonadă, deci este formidabilă. Lămâia, numai decât lămâia. Lămâia, știți că ea nu este bună ca are vitamina C, dar ea este bună pentru tot. Absolut pentru tot. Este formidabilă și ea scoate foarte mult apă din organism. Foarte mult. În felul următor, dacă îți pare că scumpe castravetele, usturoiul, sau lămâia, poți face a doua zi fix storni apă peste ele, dar el este foarte gustos și foarte benefic când faci proaspăt. Și clar că eu am să am și himbir măcinat. Așa îmi spun o lingură de cuțit. În felul următor. Așa, ia uitați, da?
Deci peste ea noi turnăm apă curată, numai decât. Eu o să mă umplu încet, Dana. Așa. Îi umplu borcanelele mele cu apșoară de la fântână curată, apoi o adaug la frigider, numai decât. Ca să fie rece, această limonadă se bea pe parcursul zilei. Umplem și borcanelul meu cu apă rece de la fântână. Numai puțin de 4 minute, deci limonada mea deja este gata. Amestec bine, cu siguranță a să iasă și vitaminele din marat, și din izm, și din măr, și de lămâie, și deci este foarte gustoasă. Dar dacă s-o facem într-un borcan de 3 litri, uitați-vă, el este răcuros, el este foarte gustos și cu siguranță este benefic pentru sănătate. Eu le pun la frigider în felul următor, îl fac dimineața ca să fie proaspăt și eu beau toată ziua astfel de limonadă. Ea este formidabil, mai ales pentru persoane care au reținerea din apă în organism. Este formidabilă, sănătoasă. Așa, fără zahăr, fără miere, fără nimic. Puteți adăugați puțin curcumac, este foarte bun și vă ajută să scoateți deci toxinele din organism. Deci este minunat. Nu rata ca să faci această limonadă, să faci repede, ea trece și durerile de cap, oboseală, fiindcă totul este vitaminos, care este foarte important pentru noi. Cu voi a fost prietena voastră, Zidana, aveți grijă de voi, numai bine, cea sfaturi sunt foarte utile pentru noi, femeile sau bărbații sau persoanele mai în vârstă, care nu știu. Sănătate să aveți, numai bine, Zidana Ozacu.